Și de aici încolo, după dealurile acelea, poți să zici că ești în Serbia. Îmi mai odihnesc și eu puțin picioarele. De pe internet te cunosc, frate. Așa, da, ești sunt... Da. Salutare, prietenașilor, și bine v-am găsit! Cu voi este Grigore Varlam, ziua numărul 18, Turul României. Pentru astăzi mi-am propus să pedalez 56 de kilometri din Oravița până în Moldova Nouă, pentru că am făcut o rezervare pe Booking la Casa Giovanni sau ceva de genul. Am plătit 130 de lei și astăzi voi intra, fraților, în clisura Dunării, mai exact pe acele drumuri, dar prima dată voi avea de urcat niște dealuri destul de obositoare, dar având în vedere că e prima ora dimineții și imediat voi da în acele dealuri, sper să fac față cu brio, așa că haideți să vedem ce îmi rezervă și această zi. Mă voi bucura de peisaje superbe în zilele care urmează, 3 zile, pentru că în perioada asta voi fi în defileul Dunării. Am ales un traseu mai scurt astăzi, în principiu din cauza vremii, pentru că m-am uitat în aplicație și după ora 12 s-ar putea să-i dea cu ploaie, așa că astăzi am plecat puțin mai târziu. Probabil va fi o zi mai liniștită, cel puțin din punct de vedere al căldurii, pentru că nu mai dau în caniculă. Voi merge printr-o zonă împădurită și voi fi ferit puțin de căldură. Având în vedere că astăzi voi avea de urcat o porțiune din acest traseu, nici n-am mâncat prea mult de dimineață, să nu mă îngreunez așa cu digestia. Am băgat o salată de aia Caesar, cumpărată de la Lidl, de aia cu condimente, cu carne, ce au ele pe acolo, un sos și ce o amesteci tu aseara, mai băgat tu niște roșii separat. Și bineînțeles că n-a lipsit nici iaurtul. Și cam asta e până ajung în zona Moldova Nouă, Moldova Veche. Am observat o chestie, mașinile când mă depășesc, cred că doar 60% dintre ei, să zicem că semnalizează, alții nu semnalizează intenția de depășire și e aiurea, pentru că în momentul în care semnalizezi că vrei să mă depășești, uite și ăsta nu a semnalizat, de asemenea, ba uite ăsta a semnalizat ultimul, dar primul nu, e un fel de 50-50 așa. În momentul în care nu semnalizezi, șoferul din spate, dacă nu păstrează distanța, nu are timp să mă ferească, dacă nu e atent la drum. Și așa, dacă ai dat semnal, știe și el că urmează un obstacol în față, adică eu biciclistul, și are și el timp să-și facă manevra de depășire. La Hotel Caraș, aici în Oravița, am fost foarte bine primit. Camera, ați văzut cât de spațioasă era. Aerul condiționat a funcționat, dar nu l-am folosit decât așa, la o oră, două, pe timp de noapte, când mă mai întorceam de pe o parte pe cealaltă, îi mai dădeam drumul puțin ca să mă răcoresc. Singurul aspect negativ aici, la Hotel Caraș, să luați în calcul faptul că internetul e de slabă viteză, adică abia se încărca un site și am fost nevoit să fac hotspot de pe telefon ca să pot încărca videoclipul pe YouTube. Mă bucur acum de această coborâre cât mai pot, pentru că de aici încolo se văd în depărtare dealurile și probabil că o porțiune de 10-15 km voi avea de urcat pe niște drumuri mai șerpuite așa, în natură, lipsă de civilizație, nici sate nu sunt prin zonele alea pe acolo și sincer vă spun că abia aștept să ajung. Chiar dacă nu va fi ușor de urcat acele dealuri, le vom urca împreună așa, voi virtual alături de mine, îmi țineți de urât. Și am intrat în Răcăjdia în acest moment, poate ultima localitate pe care o voi traversa până intru în dealurile acelea. Și uite că m-o latră câinii. Mi-am făcut rezerva de apă încă de la hotel, am găsit un aparat de la care filtrează apa și o scotea foarte rece. Mi-am luat două bidoane de zizin de alea mici la jumătate, le-am umplut cu apă, că aveam niște sticle goale la mine. Și de asemenea am umplut și bidonul, pentru că pe dealurile astea care urmează nu mai sunt sate, nu mai sunt magazine, nu sunt nici pensiuni, din ce m-am uitat pe GPS, așa că rezerva de apă este asigurată. Părere de rău, trebuie să o spun că drumurile de prin părțile astea aici sunt cele mai nasoale dintre toate pe care am mers până acum, foarte, foarte bombardate, după cum se poate vedea. Și nu așa, de când am plecat din Oravița și până să ajung în Oravița cu 10-15 km, numai gropi,
Ați văzut și mai devreme pe lângă ce groapă am trecut. Cred că era așa, adâncă. Și pe coborâre e nasol, de exemplu, dacă ai urcat un deal și dai la vale cu viteză, dai de o groapă de asta pe care n-ai cum să o eviți și e foarte ușor să sari în șanț. Ia uite și aici ce groapă este. Tot drumul a fost așa, am avut parte de o mică coborâre mai devreme și la fel am evitat la limită câteva gropi. Cred că e cel mai oportun moment acum să încerc aparatul cu ultrasunete. Hai să vedem. Bine, ăștia au fugit. Ăștia au fugit așa direct. Nici n-am apucat să scot ultrasunetul, că ăștia au fugit direct. N-ai cum așa ceva, nu mai... M-ai lătrat ăla idee, bă. Nici n-am apucat să scot ăsta, zici că au știut ce vreau să scot, bă. Așa ceva. Și acum am început iar să latre când am plecat de acolo. Așa câini se tot tai la curte. N-am fost norocos, n-am reușit să testez aparatul cu ultrasunete pe ei. Ei bine, pentru ce se vede în depărtare, am plecat de nebun de acasă și am ales ca pentru o perioadă de 20, 25, 30 de zile, pentru că nu știu cât va dura acest tur, vreo 25, cred 26, pentru peisajele astea superbe și vor urma și altele pe defileul Dunării. Haideți să vă dau un cadru așa, stânga, dreapta, frumos. Belea, Belea de aici, din vârf de deal. Am prins o porțiune mai cuplată așa să-mi odihnesc mușchii gambelor. Și voiam să fac o mențiune, vedeți, am indicator aici la dreapta. Și la nici 500-400 de metri, practic, ești în Serbia, dacă mergi în direcția aceea. Eu voi merge tot înainte pe drumul național 57, către Moldova Veche, Moldova Nouă, sunt una lângă cealaltă acolo. Așa, Varlame, din nou o mică coborâre. Uite, aici este drumul. Deci dacă te-ai băgat în partea asta, intri direct în Vamă. Vama e mult mai aproape, cred că la 100 de metri. Și de aici încolo, după dealurile acelea, poți să zici că ești în Serbia. Și acum, încet, încet, practic, o ultimă coborâre, pentru că mă voi afunda oarecum în pustietate pe coclauri. Noroc cu mașinile care mai trec pe lângă mine, că mi-aduc și mie aminte de civilizație, dar de aici încolo, pe o porțiune de vreo 10 km așa, voi fi doar eu și codrul, pădure în zona asta aici. Oare ce animale sălbatice trăiesc prin zonele astea? Urșii cred că nu coboară atât de mult pe aici, dar asta e acum, poate îmi sar un mistreț în față. Eu prea îmi leam așa cu cobitul și sper să nu cobesc prost. De fapt, sper să nu cobesc deloc, pentru că cobitul în sensul bun nu prea se potrivește. Ok, hai să vedem, să mă bucur și eu de priveliștea asta așa în natură, pe drumurile patriei. Aș fi avut posibilitatea să merg pe acest drum, cred că e județean ăsta, spre Zlătița, dar ocoleam foarte mult. Chiar dacă aș fi mers mai mult pe plat, prefer să merg pe aici în urcare decât să ocolesc încă 10-12 km până spre Zlatița, Zlătița, ceva de genul. Sunt pe foaia mică, Pinionul Mare, în acest moment. Am oprit mai devreme, am băut o gură de apă și voiam să vă arăt și vouă un screenshot pe aici, pe undeva, ca să vedeți traseul, câte șerpuiri, câte serpentine. Nu știu exact pe ce distanță va fi urcarea asta, dar nu va fi ușor, e drept. Mai merg pe lângă bicicletă, o mai urc pe bicicletă și tot așa, nu mă grăbesc. Am tot timpul din lumea asta să ajung în Moldova Nouă. Bine, mai e și ploaia, sper să nu apară, dar chiar și dacă merg așa încet, tot trebuie să ajung până în ora 12, pentru că mai am doar 22 de kilometri de pedalat. Ei bine, băi prietenașii, acesta e unul din momentele în care fac pauză, prefer să nu fac pauza stând, ci prefer să fac această pauză în deplasare, pe lângă bicicletă. Așa îmi mai odihnesc și eu puțin picioarele. E bine deocamdată că e umbră pe aici și tot așa voi continua drumul. Încă voi mai merge pe lângă bicicletă. Cam acesta este sistemul pe dealurile astea, dar imediat am parte de o mică coborâre și voi urca din nou pe bicicletă.
Apropo, am reușit să-mi cumpăr o pereche de ochelari de la Profi, am cumpărat cu 30 de lei, niciodată n-am fost fanul ochelarilor prea scumpi, așa că hai să-i dau pedală, pentru că mai am ceva kilometri de pedalat până în Moldova cea nouă. M-a întrebat cineva, Varlame, cum reziști tu fără cafea dimineața? E bine, uite că rezist, n-am nevoie de cafea. Chiar n-am băut cafea niciodată în viața mea, așa regulat. A, că m-am prostit și eu odată de două ori, așa ca să văd cum e când eram mai mic, dar niciodată nu s-a lipit de mine cafeaua. De asemenea, nici nu beau Coca-Cola, nici Pepsi și de energizante nici nu e vorba. N-am fost niciodată fan energizante. Poate că mergea un Red Bull pe aici să-mi dea energie, nu știu, dar niciodată n-am simțit că mă ajută în vreun fel Red Bull sau Hell sau fel și fel de alte energizante de astea cu multă cofeină. Nu mă pace, nu mă pace, nu mă pace, cum zice Nelson Mondialul. Păi, fraților, dar nu se mai termină odată dealurile astea. M-am săturat de cât tot urc și n-am avut parte deloc de coborâre. Mamă, m-au rupt și mai am în jur de 17-18 km până în Moldova veche. Mai e ceva de pedalat totuși. Am și aflat cum se numește această zonă, Parcul Natural Porțile de Fier. Și într-un final, după câteva zeci de minute bune în care am tot urcat, acum sunt puțin în coborâre, nu știu cât va dura această coborâre, s-ar putea pe o distanță de 5-6 km.
Cred că am coborât pe o distanță de vreo 6-7 km cu o viteză de 40-50 și pe alocuri poate chiar 55 de km la oră în coborâre. M-am cam încordat puțin și mă doare gamba piciorului pentru că au fost și multe gropi pe care a trebuit să le evit, mult pietriș, pe alocuri am fost nevoit să și frânez, dar pentru siguranța mea, oricum a fost super, super mișto această coborâre. S-a meritat tot efortul la urcare pentru că ați văzut și voi de ce priveliște minunată. M-am bucurat și încă nu s-a terminat. Încă sunt tot în coborâre, doar că nu mai am viteza așa de 40-50. Ei bine, ia vedeți priveliște de aici de sus. Nu știu cât de bine se vede, dar am Dunărea înainte, băi, prietenașii. Defileul Dunării, clisura Dunării. Și de aici încolo, cu o distanță de 3 zile, voi fi doar prin părțile astea. Prima dată în viața mea când merg pe defileul Dunării și sper să mă bucur de-a dreptul de această călătorie. Ia, vedeți ce peisaje frumoase! Așa că voi invit să rămâneți alături de mine în perioada care urmează, pentru că voi trece prin locuri superbe. Salutare, salutare! De pe internet te cunosc, frate! Așa, da, ești sunt... Da, eu sunt, eu te salut! Ei, numai bine! Am reces! Chiar ieri m-am uitat, am văzut că ai fost la Arad! Da, am schimbat, am vrut să vin pe Lugoj, Caransebeș și partea, dar am schimbat... Nu știu dacă treci prin Reșița! Da. Nu știam dacă treci pe Reșița! Ah, da. Nu, n-am, am schimbat puțin traseul, că erau ploi pe partea, pe Domajna, pe acolo, prin munții... Și... Apreciez! Mersi frumos! Mulțumesc! Salut, salut, salut! Băiatul era uimit că m-a văzut pe drumurile astea, el s-a așteptat să trec prin Reșița. Așa, hai să-i dau pedală, încă 3,5 km. Băi, sincer, eu nu mai înțeleg ce și cu indicatoarele astea, sunt două Moldove aici, o Moldova nouă și o Moldova veche. Mie pe GPS îmi arată că intru în Moldova veche, dar de fapt indicatorul îmi zice Moldova nouă. În fine, nu mai contează. Ideea e că avem două Moldove aici în sud-vestul României, nici nu știam de ele, să-mi fie rușine. Hai să-i dau pedală, să vedem. Mă bag așa încet pe centrul orașului, cred, pentru că până la cazare mai am totuși încă 5 km, 6. Nu e chiar aici în Moldova nouă, e puțin mai departe, am văzut în Google Maps acum. Încep acum să regret că m-am băgat prin oraș, pentru că drumul are zeci de petece, sute de petece. Suntem pe strada Dunării în acest moment și mă gândeam că o să alunec și eu așa mai ușor la vale, dar petece, uite câte sunt pe aici, nenorocire. Și ca să vezi, de fapt, cazarea nu e aici în Moldova nouă, Moldova veche, e lângă Coronini, Casa Giovanni, și GPS-ul mi-arată în acest moment 6,4 km până acolo și în acest moment părăsesc Moldova veche. M-a dat de tot peste cap zona asta, Moldova nouă, Moldova veche, n-am mai înțeles nimic. M-am zis că am intrat cu indicator Moldova nouă și uite că părăsesc zona cu indicator Moldova veche. S-ar putea, nu știu, ține, nu mai îmi dau cu părerea că poate vorbesc prostii. Și am intrat în Coronini, stațiune turistică de interes local. Așa zice indicatorul. Mai am 450 de metri până la cazare. Pe partea dreaptă e Dunărea, la 200-300 de metri. Haideți să vă arăt și vouă așa, din partea asta. Bam, bam, bam. O veți vedea mai mult în clipurile care urmează. Sper să-mi găsească oamenii ăștia și mie un loc unde să îmi pun bicicleta în siguranță. Cred că voi băga în curte să așa semnalizez, pentru că uite aici, Casa Giovanni. Aici voi fi cazat. Ei bine, băi, prieteni, am făcut check-in-ul aici la Casa Giovanni, am plătit 120 de lei. Omul mă și cunoștea, m-a recunoscut de pe YouTube. O, Grigore, Varlam, băiatul cu pizza, ce faci? Bine ai venit! Așa, hai să fac și o mică prezentare a camerei. Bam, 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 aceasta este camera. Mai aprind lumina, nu mai aprind lumina. Aer condiționat, nota 10, abia aștept să mă odihnesc. Baia, să vă arăt și baia așa pe rapid. Mai mult decât perfect să mă odihnesc. Televizor, dulapuri n-am să le folosesc. Gata, băi prieteni, cam atât pentru astăzi. Am și aici un mic living, să iau masa dacă vreau mai încolo, cred că îmi fac o comandă de pizza. Cam atât pentru astăzi, să mă vedeți și pe mine așa, toate cele bune, pe data viitoare. Pa, pa, fraților!